cele mai norocoase zile din luna mai 2023. Primăvara continuă să ia amploare. Mai va fi o lună foarte plăcută a anului, în care vom avea parte de multe zile frumoase. Trebuie remarcat imediat că în luna mai ziua datei în oglindă, pe 5 mai, nu va avea energie favorabilă. Cert este că în această zi ne așteaptă un eveniment astrologic foarte periculos, o eclipsă penumbrală de lună, care este descrisă mai detaliat în clipul despre cele mai periculoase zile ale lunii mai. Puterea numărului 5 ne va ajuta să nivelăm parțial negativul soarelui și al lunii, dar nici cu ajutorul lui nu va fi ușor să facem acest lucru. 6 mai, vârful eta acuaridelor. Radiantul acestui curent este constelația Vărsător. Asta înseamnă că pe 6 mai, ziua maximului său, ne va fi mai ușor să facem muncă intelectuală. Faceți-vă prieteni noi și învățați lucruri noi. Aceasta va fi o zi grozavă pentru a vă pregăti pentru examene, pentru interviuri. De asemenea, 5 mai trebuia să fie o zi norocoasă datorită activității eta acuaridelor, dar în această zi ne va aștepta o eclipsă, care va ucide orice lucru pozitiv cu energia sa întunecată. Dar pe 6 mai va fi puțin mai ușor pentru noi toți să depășim problemele pe drumul către scopul nostru prețuit. Nu fiți leneși în această zi! 7 mai, Venus intră în Rac. Venus va fi în Rac între 7 mai și 4 iunie. O astfel de tranziție este extrem de favorabilă, deoarece planeta se simte grozav în acest semn de apă. Ziua de tranziție în sine, 7 mai, va fi deosebit de plăcută. Aceasta va fi deja o zi norocoasă, în care se recomandă să se pună sfera iubirii în fruntea tuturor. Aceasta va fi o zi favorabilă pentru comunicarea cu cei dragi, dragoste, flirt și întâlniri. Vom avea multă energie vitală, așa că pe 7 mai încercați să faceți lucruri importante și să vă ajutați rudele sau sufletul pereche cu ceva. 15 mai, Mercur scapă de retrograd. Pe 15 a acestei luni, Mercur se va opri din mișcare în direcția opusă. Acesta va fi un eveniment foarte bun care va provoca un val de energie pozitivă. Asta înseamnă că pentru mulți dintre noi, perioada neagră în domeniul finanțelor și a muncii se va încheia. Oamenii vor avea mai multă dorință și putere pentru comunicare, întâlniri. Mercur va da tot ce a luat mai devreme. În această zi, mulți dintre noi vom simți o ușurare, vom simți înflorirea puterii. 16 mai, Jupiter intră în Taur. Până pe 15 mai, Jupiter va fi în Berbec. Pe 16 mai, planeta va începe să tranziteze prin zodia Taurului. În această poziție, cea mai mare planetă va fi extrem de pozitivă. Jupiter nu va mai interveni în viața noastră și nu ne va mai controla gândurile. Chiar ziua tranziției de pe 16 mai va fi o zi a norocului. Pe 16 ne va fi mult mai ușor să ne curățăm gândurile de negativitate, iar gândurile grele și neplăcute vor dispărea la fel ca amintirile proaste. În acest semn, cea mai grea planetă va rămâne până la sfârșitul anului 2023. 20 mai, Marte intră în Leu. Din 20 mai și până pe 9 iulie, Marte se va afla în constelația Leului. Aceasta este o poziție foarte bună pentru această planetă. Pe 20 mai ne așteaptă un val foarte puternic de energie. Mulți oameni vor vrea să-și schimbe viața în bine. Marte ne va oferi tuturor motivație pentru muncă și treburile casnice, precum și ne va ajuta să obținem succesul în cel mai scurt timp posibil. În această zi, nu puteți fi leneși. 21 mai, Marte în opoziție cu Pluto. Pe 21 mai, Marte și Pluto vor fi situate pe părți opuse ale Pământului, ceea ce înseamnă că aceste două planete nu vor interfera una cu cealaltă. Dimpotrivă, vor lucra împreună. Asta înseamnă că pe 21 mai ne așteaptă o zi foarte luminoasă și foarte dinamică, în care pot avea loc multe evenimente interesante. Unele dintre ele vor fi neașteptate, așa că le puteți considera o surpriză plăcută a Universului. Principalul lucru este să fiți mai atenți și să urmăriți lucrurile mărunte. Vă doresc o lună bună și productivă!
Fiți activi nu numai în zilele norocoase, ci în general în luna mai, deoarece aceasta va fi perioada unor evenimente astrologice foarte importante cu efect de lungă durată. Vă sfătuiesc să învățați să vă auziți și să nu vă faceți griji pentru fleacuri. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.